dragi prieteni ai lui Dumnezeu și împreună studenții în Școala Prieteniei cu Dumnezeu, am mare bucurie să împart cu voi cuvântul lui Dumnezeu astăzi din Mexic și de anume din orașul Tulum, unde ne găsim într-o perioadă de evangelizare de o săptămână. Fiecare seară este marcată de prezența a între 260 și 280 de persoane, cei mai mulți fiind tineri, tineri ca voi și tineri la suflet. Cu această ocazie vom învăța împreună câte ceva despre darul odihnei lui Dumnezeu. Revin întâi la acea ilustrație, a avea în casă ca oaspete un străin total necunoscut, neștiind intențiile lui și purtările lui, sau a avea în casă un prieten iubit. Dormi altfel, deci, când e unul sau când este celălalt. Acum, vom merge împreună pe urmele prietenului nostru până la creație. Și acolo vom constata că primul dar care a fost dat omului în prima zi când el a fost creat, prima zi completă din viața lui, el a fost creat în ziua a șasea, prima zi completă din viața lui, ziua a șaptea, a fost darul odihnei, primul dar al lui Dumnezeu. Aș vrea să spun lucrul acesta foarte apăsat, pentru că noi avem multe lucruri pe care le considerăm prioritare în viață, dar Dumnezeu a considerat ca prioritar în viață pentru acela pe care îl făcuse administratorul lumii acesteia, căruia îi dăduse viață și îl crease după chipul său. Dumnezeu a considerat ca necesar să dea acestui om cel din tâi darul odihnei. Ați observat că în administrarea darurilor se ține cont de importanța unui dar și de urgența lui. Nu poți să dai mâncare cuiva care are nevoie de oxigen, de aer. Mâncarea o fi bună, dar dacă îi dai mâncare în loc de aer, omul acesta va muri. E urgent să îi se dea aer. Este important ca să îi se dea mai întâi aer și apoi celelalte lucruri. Acesta din domeniul medical. Acum, în domeniul acesta al prieteniei cu Dumnezeu, omului îi este oferit primordial și suprem darul odihnei sufletești. E deosebire între darul zilei a șaptea binecuvântată de Dumnezeu în paradis și ziua a șaptea preluată de poporul iudeu mai târziu, dar prezentă în istoria tuturor poporilor. Porunca sau darul odihnei dat acolo în Eden nu prevedea slujitor, rob și roabe, animale sau nimic de omul era liber de așa ceva, dar nu era liber de importanța darului odihnei. El avea aceeași trebuință pentru odihnă sufletească pe care mai târziu au avut oamenii în contextul lor social sau până în prezent. Cel mai însemnat dar în viața ta, în viața ta de umblare cu Dumnezeu, în prietenia ta cu Dumnezeu, este odihna sufletului. Dacă nu era așa de important, Dumnezeu nu făcea din el primul dar și a subliniat importanța acestui dar prin faptul că a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Adică l-a făcut pe om să înțeleagă importanța acestui lucru. Este una să ai odihnă sufletească în ceea ce lucrezi și faci și este altceva să fii mișcat de tulburarea lui Cain, care avea pe conștiința lui această continuă hăituire și oboseală sufletească. E mare diferență. Se cunoaște în felul cum vorbim, se cunoaște în felul cum trăim. Familia noastră va observa lucrul acesta, societatea. Dacă noi avem odihnă în sufletul nostru. Psihologia modernă a făcut studii avansate în direcția aceasta între conexia dintre starea sufletească a cuiva și acțiunea cuiva. Sunt studii imense la această adresă. Aș dori să urmărim primul aspect al acestui dar al lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, în relația noastră cu Dumnezeu. Cel din tâi trebuie studiat aici. Și dacă ne întoarcem la ziua Exodului în care poporul era în fața Mării Roșii, într-o parte era munte și în partea cealaltă munte, iar din spate veneau armatele egiptene cu intenții total destructive pentru poporul
fugar din Egipt, dacă ne întoarcem acolo, vom vedea că Dumnezeu adresează o întrebare lor. Ei țipau cu spaima aceasta cumplită a ceea ce urmează. Ce urmează? Păi urmează să ne omoare ei. Urmează să vină armata. Nu urmează asta. Urmează altceva în agenda lui Dumnezeu. Și atunci Bunul Dumnezeu îl întreabă pe Moise, în dreptul nostru al tuturor, ce rost au țipetele acestea dacă Dumnezeu e prezent aici? Ați uitat ce s-a întâmplat până acum, că Dumnezeu v-a ajutat până acum și acum vă lasă aici la apă. Ce rost au țipetele acestea când Dumnezeu este prezent? În prezența lui Dumnezeu, țipetele acestea sunt pur și simplu o expresie a necredinței noastre. Dar, iubiții mei, dacă urmărim esența acestui exod, care este o lucrare prezentă a lui Dumnezeu, nu doar ceva istoric pe o anume pagină. Dacă urmărim desfășurarea exodului, obiectivul exodului nu a fost o țară unde curge lapte și mere, era mâncare destulă și în Egipt și unii dintre ei au spus era mai bine înainte. Așa cum auzim și astăzi. Nu acesta era obiectivul. Obiectivul lui Dumnezeu era să dea odihnă acestor suflete. De aceea el a promis lui Moise în Exod 33, versetul 14. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Acum, în exodul acesta pe care îl trăim noi, ieșim din lumea din care venim, din mentalitatea lumii, din gândirea lumii, din căile pe care lumea noastră alege să trăiască, ieșim din acestea, marele conducător fiind Mântuitorul nostru Hristos Iisus, obiectivul lui Dumnezeu rămâne același, și anume să dea odihnă sufletelor noastre. Nu să ne ia din lume să ne scoată afară, nu să ne ia din familie de la noi, ci pur și simplu să umple sufletul nostru cu odihnă, care și pentru aproapele nostru va însemna foarte mult. Săptămâna aceasta am văzut un mic video cu nenea Lili, care este în sat acolo și face lucrări de binefacere tuturor oamenilor, fără niciun fel de plată, oricine are nevoie de ajutor, nenea Lili este prezent acolo. Și o doamnă îi spune lui așa, ori pe unde treci dumneata pe drum, parcă rămâne sănătate în urma dumitale. Acest lucru se va întâmpla în familia noastră dacă vom primi darul odihnei lui Dumnezeu dat nouă. De la început, prin creație, noi avem trebuință de acest dar înainte de oricare alt dar. De aceea, frământarea noastră, îngrijorările noastre, chinurile noastre sufletești au răspuns nu în narcoticele cu care astăzi, ce să facem în situații de urgență, oamenii sunt tratați la spital cu fel și fel de narcotice pentru boli psihice. Nu de aceasta avem trebuință. Noi nu aceasta vindecă, aceasta face să nu se simtă efectul, dar nu îndepărtează cauza problemei. Rezolvarea definitivă este în chemarea și în cuvântul celui care a spus veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Acesta e obiectivul, de aceea ne cheamă la el. Și dacă sufletul nostru a obosit de atâta frământare, de atâta îndoială, de atâta luptă sufletească, de atâta nesiguranță, de atâta neclaritate, confuzie, dacă sufletul este obosit, dacă sufletul este obosit de atâtea căderi, de atâtea lucruri bune care s-au sfârșit rău, de atâtea intenții bune care nu au fost niciodată fructificate, aceste lucruri au un sfârșit în Domnul nostru Iisus Hristos. El este sfârșitul acestei legi a păcatului și a morții, aceea care produce această teribilă tulburare în sufletul nostru. El este marele conducător al exodului de la neodihna sufletească la odihna noastră în Hristos Iisus. Și făgăduința lui pe care o găsim aici scrisă în cartea profetului Isaia, capitolul 30, versetul 15, sună astfel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Lucrul acesta nu are doar o dimensiune socială legată de familia noastră sau de biserică sau de societate, are o dimensiune salvifică. E legată de mântuirea noastră, este legată de permanent, de etern, așa a spus Mântuitorul. Liniștea și odihnă, darul acesta al odihnii primit de la Dumnezeu, e legat de mântuirea noastră. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Aceasta este tăria care vine de la Dumnezeu, în seninătate și încredere. Acesta e darul odihnei pe care îl oferă El.
Însă la sfârșitul acestui verset, versetul 15 din cartea profetului Isaia, apare o expresie tulburătoare. După ce ne spune în liniște și odihne va fi mântuirea în seninătate și încredere va fi tăria voastră, n-ați voit. Ceea ce nouă ne arată că darul odihnei lui Dumnezeu este legat de voința noastră de a-l primi sau de a-l respinge. Acesta nu este un lucru produs de instruire, de antrenament, de substanțe, ci este ceva care vine de la Dumnezeu, darul acesta preasfânt, primordial pentru om, și care poate fi primit sau poate fi respins. Soarta Ierusalimului care a căzut în ruini și a inaugurat o robie de 2000 de ani, soarta Ierusalimului nu era obligatorie, nu era o fatalitate. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut. De câte ori am vrut să-ți dau liniște și odihnă, seninătate și încredere, n-ați vrut, spune unora Domnul Hristos, iar altora le spune, voi ați voit și ați rămas cu mine. Primirea acestui dar e legată nu numai de puterea lui Dumnezeu care dăruiește, ci și de voința ta care primește sau nu primește. Abia după ce tu ți-ai exprimat voința ta, atunci se poate spune că ai pus punct primirii sau respingerii acestui dar al lui Dumnezeu. Ia seama deci la voința ta, ia seama la căile pe care mergi, ia seama la dorința sau împotrivirea ta cu privire la acest dar al odihnei lui Dumnezeu. Vorbești tu cu soția, cu soțul, cu copiii ca un om care are odihnă sufletească? Pot să vadă oamenii din jurul tău că trăiești în această odihnă a lui Dumnezeu, că ești în liniște și odihnă, că ai seninătate și încredere. Rămâi senin atunci când ești vorbit de rău, când ești blamat, când cineva minte împotriva sufletului tău. Rămâi senin, ai încredere în Dumnezeu că într-o zi El va scoate adevărul la lumină, în seninătate și încredere, stătăria voastră. Și El încheie cu ați voit sau n-ați voit. Acum, iubiții mei, pentru toți cei care voim și mă gândesc că nu poate fi cineva care să spună nu vreau. Are posibilitatea aceasta, dar nu cred că o va folosi nimeni dintre noi care ascultă cuvântul acesta. Nu va fi nimeni care să-i spună lui Dumnezeu, pleacă de la mine cu odihna ta sufletească. Nu-mi trebuie odihna sufletească, mie trebuie să trăiesc iadul acesta al chinului sufletesc. Nu văd așa, mie n-ar trebui să vorbim despre lucrul acesta. Vouă tuturor și sufletului meu, lasă să sune invitația Domnului nostru Iisus Hristos. Veniți la mine. Doamne, dar sunt zdrobit, sunt distrus de situația aceasta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Împovărat cu trecutul tău, împovărat cu eșecurile vieții, împovărat cu răutatea, împovărat cu greșelile, împovărat cu eșecul în orice domeniu al vieții, vino încoace, spune Mântuitorul. Încredințează mie povara aceasta. Așează asupra lui povara ta sufletească și scrie cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, promite Dumnezeu, este cuvântul de onoare al lui Dumnezeu acesta, eu vă voi da odihnă dacă veniți la mine. Veniți la mine. Luați jugul meu. Jugul este lupta aceasta de a împlini lucrarea aceasta. Este greu, este un jug greu, pur și simplu, teribil. Este omul luptând împotriva lui însuși, omul care întâmpină rezistență mult mai mare din interior decât din exterior. Ne obicei ne temem de cei din exterior, dar înăuntru este rezistența cea mai grea și cea mai mare. Luați jugul meu asupra voastră. Învățați de la mine. Eu sunt blând și smerit cu inima. Nu vă spun vouă să fiți ceea ce eu nu sunt, a spus Mântuitorul. Eu sunt blând și smerit cu inima și rodul și efectul veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Versetul 29 a fost acesta, Matei 11, versetul 30. Jugul meu este ușor. E prea greu, Doamne? Nu. Ia cuvântul lui Dumnezeu, este ușor. E adevărat că unele lucruri mi s-au părut așa de grele înainte de a le face și după ce le-am îndeplinit, mi-am dat seama că n-a fost chiar așa de greu. Când El spune jugul meu este ușor, se referă la o taină mare dumnezeiască și anume spune jugul meu este ușor pentru că n-ai să-l porți singur.
Noi îl purtăm împreună. Asta nu este jugul tău, este jugul meu. Eu sunt cel care port cel din tâi, tu ia asupra ta jugul meu. Adică, tu stai înaintea lui Dumnezeu în credința lui Iisus, nu a ta. Tu stai înaintea lui Dumnezeu în iubirea lui Iisus pentru Dumnezeu și pentru oameni, nu iubirea ta și sau a mea. Tu stai înaintea lui Dumnezeu în destinul lui Iisus, nu în destinul tău. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun. Cum o să fie bun? Păi ai să-mi spui tu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și o să spunem împreună cu Asaf, Doamne, n-aveam minte, ca să nu zic sunt prost, când m-a scris el în Psalmul 73. Doamne, n-aveam minte când mi se părea că e greu, foarte greu așa ceva și pe când tu ai spus, este ușor, este bun. Acest cuvânt al lui Dumnezeu zice, are putere în el, el zice și se face. Deodată ne dăm seama de acest mare adevăr. Și ne îndeamnă epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 11, să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, ca să nu cădem în aceeași pildă de neascultare cum au căzut cei care n-au vrut. Noi, pentru că am crezut, spune cuvântul în acest capitol, intrăm în această odihnă. Aici nu e vorba de vreun exercițiu, aici nu e vorba de vreun antrenament, de vreo școală a calmului și a păcii sufletești și așa mai departe, a unor exerciții făcute ca să producem, să fabricăm această pace sufletească. Goliți-vă mintea, îmi spunea cineva, nu o golesc pentru că intră 7 diavol plus 1 în ea dacă e goală. Așa scrie în carte, că dacă e goală e rău. Nu golim mintea, zic, niciodată nu va fi lipsită de prezența lui Dumnezeu, asta ne este rugăciunea. Iubiții mei, pentru că l-am crezut pe cuvânt, vreau să repet, nu este o problemă de a face ceva, de a deveni altceva, ci de a-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Aceste lucruri, trăirea păcii sufletești, darul odihnei lui Dumnezeu, este un rod al credinței noastre în cuvântul lui. L-am crezut pe cuvânt, Doamne, Te-am crezut pe cuvânt și Te-am urmat, așa i-au spus apostolii Domnului Iisus Hristos. În fața acestei făgăduințe să ne grăbim. De ce să ne grăbim? Pentru că mâine nu o să mai gândim la fel. Poate astăzi suntem impresionați de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem mișcați în inima noastră. Mâine nu va fi la fel. Acum, chiar acum zice Domnul, astăzi dacă auziți glasul, și acum am auzit glasul, chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la El. Aș dori ca în încheiere să adresez aceste două întrebări pentru care vă rog să răspundeți pe site. Ați văzut că avem acest dialog cu diverse întrebări sau comentarii sau gânduri sau situații personale. Întrebarea întâi. De ce crezi că Dumnezeu la început a dat prioritate darului odihnei? Puteam să începem cu cunoașterea cosmosului, cu altul. Am început cu odihna, cel din tâi lucru pe care Dumnezeu l-a asigurat. Dar n-a fost odihnă de muncă, pentru că nu veneam de la nicio sapă sau arat de undeva. N-a fost odihnă fizică, ci a fost odihna sufletului. De ce crezi că Dumnezeu, la început, a dat prioritate darului odihnei? Te gândești la acest lucru și răspunzi pe site aici. A doua întrebare. Cine și ce constituie izvorul odihnei noastre sufletești, de care ne bucurăm deja astăzi și pentru care ne rugăm ca și aproapele nostru să fie binecuvântat așa? Acestea sunt cele două întrebări pe care vă invit să le trimiteți la Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Să ne rugăm împreună. Doamne, îți mulțumim din suflet pentru darul odihnei sufletești pe care ni-l dai Tu. Acesta e rodul prieteniei Tale cu noi și prieteniei noastre cu Tine. Dă-ne putere, Doamne, niciodată să nu zicem nu darului lui Dumnezeu. Vino în viața noastră, Doamne Iisus, împreună cu odihna sufletească pe care o aduce prezența Ta. Și în toate și în tot să fie binecuvântat numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.